Bună seara și bun găsit la jurnalul Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Au rămas fără acoperiș deasupra capului din cauza unui boiler electric. Cum arată casa familiei după incendiul ce a mistuit o parte a imobilului, vedeți imediat. Ajutoare din județele vecine pentru dezăpezirea Transalpinei, de unde au venit utilaje pentru a debloca cea mai înaltă șosea din țară, vă spunem în doar câteva momente. Un nou scandal are în centru stațiunea Rânca. Autoritățile acuză unii cabanieri că au pus în pericol viața turiștilor. Detalii la știrile Gorj TV. O familie a rămas sub cerul liber după ce un incendiu violent a cuprins acoperișul casei. Nefericitul eveniment a avut loc ieri în comuna Bâlteni. La fața locului au ajuns două autospeciale cu apă și spumă, iar incendiul a fost lichidat la timp. Acoperișul unei case de locuit a fost mistuit de flăcări. Familia a rămas sub cerul liber, asta după ce un boiler electric aflat sub presiune a cedat. Pompierii au reușit să stingă flăcările la timp, deoarece riscul de a se propaga la alte locuințe era destul de mare. Declarația pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în comuna Bâlteni, Teatrul Cocorin. La fața locuinței au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul secției pompieri turceni, o autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și serviciul voluntar pentru situații de urgență din cadrul orașului Rovinari. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul clădirii cu posibilitatea de propagare la construcțiile vecinate. Salvatorii au localizat incendiul în limitele găsite. Din fericire, în urma incendiului, nu au fost înregistrate victime. Angajații secției de drumuri naționale Vâlcea au sărit în ajutorul colegilor din Gorj și au venit cu o autofreză la Rânca pentru a îndepărta zăpada. Asta pentru ca cea mai frumoasă șosea din România să poată fi redeschisă cât mai repede. Pentru ca Transalpina să fie curățată de zăpadă cât mai repede, drumarii de la Târgu Jiu au primit ajutorul celor din Vâlcea. Aceștia le-au sărit în ajutor cu o autofreză. Stratul de omăt depășește în prezent 3 metri în unele zone, iar reprezentanții SDN Târgu Jiu spun că este nevoie de 3-4 săptămâni pentru pregătirea șoselei în vederea redeschiderii. Mulțumesc colegilor mei și de la Târgu Jiu și celor de la Vâlcea care, printr-un efort deosebit, și au reușit în aceste zile să elibereze o cale de mers. Mulțumesc deservenților de pe utilaje și sunt convins că în continuare vom face încă un efort pentru a ne ține de promisiune. Drumul rămâne în continuare închis până de Rusalii pe 27 mai. Am reușit să eliberăm un sens, am curățit zăpada de pe un sens de mers între Rânca și Obârșa Lotrului. Dar de la început vreau să fac precizarea, drumul este închis în continuare. Drumul regelui este închis, nu se circulă pe el. Mai ales că în aceste zile noi lucrăm, suntem cu utilaje de mare capacitate pe drum. Sunt vole, sunt freze. Cum circulă, pe unde trec autoturismele dacă noi suntem pe drum? Tocmai din aceste motive noi am deschis o cale de mers să putem ajunge cu utilajele în punctele cele mai grele, acolo unde este cea mai multă zăpadă. Există în continuare pericolul de căderi de pietre, cât și de avalanșe pe Transalpina. Cabanierii din Rânca sunt acuzați că i-au ademenit pe turiști într-o zonă cu risc. Autoritățile județene susțin că proprietarii de pensiuni și cabane i-au chemat pe iubitorii de munte pe Transalpina, inducându-i în eroare. Autoritățile îi acuză pe cabanierii din Rânca pentru că ar fi pus în pericol viața turiștilor după ce au postat pe rețelele de socializare mesaje că Transalpina este circulabilă. Prefectul de Gorj spune că numeroși turiști au încercat să traverseze drumul regelui, unde există risc de avalanșă. Din nefericire, în ultimele zile, odată și cu această mini-vacantă, oameni care sunt dispuși să facă orice pentru a face bani, au anunțat prin conturile de socializare în spațiu virtual că șoseaua Transalpina este deschisă de autorități și că ar fi tranzitată. Vreau să trag un semnal de alarmă și cu această ocazie aș vrea să informez pe toți doritorii care ajung în zonă. Șoseaua Transalpina rămâne închisă. Șefii drumarilor spun că lucrările de dezăpezire nu s-au finalizat, iar drumul este încă închis.
De la început vreau să fac precizarea, drumul este închis în continuare. Drumul regelui este închis, nu se circulă pe el. Mai ales că în aceste zile noi lucrăm, suntem cu utilaje de mare capacitate pe drum. Sunt vole, sunt freze. Cum circulă, pe unde trec autoturismele dacă noi suntem pe drum? Tocmai din aceste motive noi am deschis o cale de mers să putem ajunge cu utilajele în punctele cele mai grele, acolo unde este cea mai multă zăpadă. Există în continuare pericolul foarte mare de căderi de pietre. Există în continuare pericolul de avalanșe, căderi de zăpadă după versanți. Anul trecut, Transalpina a fost deschisă din luna iunie. În prezent, se lucrează pentru înlăturarea zăpezii, care în anumite zone măsoară și 3 metri înălțime. Noua fermă avicolă își va deschide porțile în luna mai. În prezent, se derulează procesul de recrutare pentru cele 76 de hale de creștere a puilor. 76 de hale de creștere a puilor vor fi deschise în luna mai de către firma care a preluat fosta avicola. Reprezentanții societății spun că sunt în grafic. În prezent se desfășoară procesul de recrutare pentru personalul ce va lucra în ferme. Sunt în proces de recrutare, au peste 800 de CV-uri. Treptat fac această recrutare în funcție de nevoile reale care le au avut personal. Pe care i-au instruit la Vâlcea să vadă exact procesul de producție, deci lucrurile sunt în linie dreaptă, așa cum au promis, luna mai putem marca debutul acestei activități de producție importante pentru județul Gorj. Primele produse vor ajunge pe piață în iunie în cele 20 de magazine proprii. S-a deschis sezonul căpușelor, care sunt pericolele ce ne pândesc la fiecare pas în natură și cum ne putem proteja, aflați în doar câteva momente. 10 de comercianți și-au amplasat corturile în zona Drăgoieni pentru petrecerea de mâine, 1 mai. La această sărbătoare sunt așteptate mii de persoane. Peste 10.000 de gorjeni sunt așteptați mâine de ziua muncii în Dumbrava de la Drăgoieni. Comercianții și-au amplasat deja corturile și tarabele. Autoritățile locale au amenajat deja zona în mod corespunzător pentru ca vizitatorii să simtă că este sărbătoare. Edilul orașului Marcel Romanescu a trecut în inspecție să vadă cum stau cu ultimele pregătiri. Am venit împreună cu directorii în cadrul primăriei pentru a vedea modul în care au fost amplasate. Și din ceea ce văd aici, lucrurile sunt în regulă. Adică marea majoritate a celor care au participat în anii trecuți sunt prezenți astăzi la Târgu Jiu, la Drăgoieni. Nu rămâne decât să așteptăm cetățenii din municipiu și din județul Gorj pentru a petrece două zile, pentru că de astăzi, de după amiază, până mâine cred că va fi fluxul cel mai mare de cetățeni. De asemenea, au fost amenajate peste 1000 de locuri de parcare în zona adiacentă pădurii și au fost trase utilități. Este vorba de energie electrică, apă, precum și toalete ecologice. Târgujenii sunt așteptați să petreacă mâine de 1 mai la Iarbă Verde în Dumbrava Drăgoieni. Mijloacele de transport în comun ale Transloc vor circula diferit în această mini-vacanță. Astfel de ziua muncii, programul pe toate traseele se specific zilelor de duminică. Iar pentru traseul 9 mai, pădurea Drăgoieni 9 mai, în intervalul 6.30 și 9.30, frecvența este de 60 de minute, iar în intervalul 19.30-22 este de 30 de minute. Pentru cei care nu vor să meargă prea mult pe jos din Drăgoieni, ultima cursă este la ora 22. De pe data de 2 mai, programul curselor revine la normal. Mini-vacanța de 1 mai scoate gorjenii la Iarbă Verde, așa că specialiștii trag un semnal de alarmă. În fiecare an, după ce petrec la grătare, mulți gorjeni ajung la urgențe înțepați de insecte. Căldura din ultimele zile a umplut parcurile și pădurile de insecte. În mini-vacanța de 1 mai, gorjenii vor ieși la Iarbă Verde, astfel că specialiștii atrag atenția asupra căpușelor. Acestea se prind adesea de iarbă, de tufișuri, arbuști și crengi joase ale copacilor. Pajiștile și parcurile pot adăposti căpușe, mai ales cele de la marginile pădurilor, aceste insecte putând transmite multe boli periculoase. În această perioadă se pare că soarele ne
face plăcerea de a ieși în aer liber și de a merge la iarbă verde. De aceea noi recomandăm tuturor celor care vor să-și petreacă timp liber la iarbă verde să aibă grijă unde campează, ținând cont că deja căpușele încep să apară și, bineînțeles, mușcătura de căpuș, așa cum știm toți, este foarte periculoasă. Trebuie să avem grijă și cu animale de companie, să le verificăm înainte de a le introduce în casă după ce au stat în iarbă verde. Pentru a se proteja de eventualele atacuri ale căpușelor, specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj recomandă cetățenilor să își ia câteva măsuri de precauție. La primele semne de boală să ne adresăm medicului specialist. Este bine să mergem la medic pentru că fiecare dintre noi poate interveni într-un mod greșit, iar după aceea ne punem întrebarea de unde ne-am îmbolnăvit. Este bine să mergem să campăm în locuri special amenajate, în locuri care sunt îngrijite și, bineînțeles, unde iarba nu este foarte mare. Aceste insecte pot să transmită mai multe boli, cea mai periculoasă fiind maladia Lyme, care provoacă severe tulburări cardiace sau neurologice. Eveniment cultural de excepție la Târgu Jiu, unde sunt așteptați actori celebri. Ce nume sunt pe afișele spectacolelor din orașul lui Brâncuș, vă spunem după pauza de publicitate. Am revenit la jurnal. Chiar dacă este zi liberă, instituția prefectului asigură permanență în zilele de 30 aprilie și 1 mai, zi libere pentru bugetari. 4 angajați ai prefecturii vor lucra pentru instituție, dar de acasă. Deși este zi liberă pentru bugetarii, la prefectură se va asigura permanență în zilele libere de 30 aprilie și 1 mai, lucrându-se însă de acasă. 4 angajați ai instituției vor lucra de acasă. Aceștia vor răspunde la telefon și vor ține sub control eventualele situații de urgență. 4 angajații vor lucra, vor fi la permanență în toate aceste 4 zile. Mai exact, așa cum vă spun de fiecare dată, nu vor fi aici în birou, ci vor fi acasă cu telefonul lângă dumnealor. Dacă este ceva, dacă au nevoie să intervină sau să sune către alte instituții, vor fi în permanență aici în oraș. Ziua de 30 aprilie va fi recuperată în săptămâna ce urmează. Ziua de 30 aprilie o vom recupera în următoarea săptămână, mai exact în zilele de 7, 8, 9 și 10, câte 2 ore după program. De asemenea, atât prefectul județului cât și subprefectul vor rămâne în județ, aceasta fiind o regulă impusă de minister. Minivacanța funcționarilor publici va lua sfârșit miercuri, când programul instituțiilor de stat va reveni la normal. Iubitorii de teatru au din nou motiv de mare bucurie. Începând cu data de 13 mai, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu își serbează cei 25 de ani de la înființare. Evenimentul va aduce în orașul lui Brâncuș nume mari ale teatrului românesc, precum Vasile Moraru, Horațiu Mălăele sau Florin Piersic Junior. În perioada 13 mai-11 iunie va avea loc la Târgu Jiu ediția 2018 a Festivalului Național de Teatru Zilele Elvira Godeanu. În cadrul acestui eveniment, pasionații de teatru vor avea ocazia să vadă spectacole de excepție. Prima zi a activităților va debuta cu o premieră a actorilor târgușieni. Este vorba despre spectacolul Sărutul, dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuș. Pe 13 mai are loc deschiderea oficială a festivalului cu speech-ul pe care cu siguranță cineva îl va susține în debutul acestui festival și cu premiera spectacolului Sărutul, un spectacol, un eseu teatral, vizual, în regia domnului Horațiu Mihai, un spectacol dedicat sculptorului, patronului spiritual al orașului, Constantin Brâncuș. Reprezentanții teatrului îi așteaptă pe gorjeni cu brațele deschise, iar în cazul în care nu vor reuși să prindă bilet la spectacolul favorit, aceștia sunt îndemnați să aleagă și altă piesă de teatru. Veniți la teatru, în cazul în care nu mai găsiți sau nu vă aflați printre norocoșii sau printre primii cumpărători ai biletelor, vă recomand din toată inima și cu toată căldura și spectacolele care nu au vedete sau oameni mai puțin cunoscuți. Vă garantez că sunt
cel puțin la aceeași ținută din punct de vedere artistic și veți vedea niște povești foarte interesante și o parte de spectacole de cea mai înaltă ținută. Festivalul cuprinde mai multe expoziții, vernisaje, concerte, dar și foarte multe spectacole, inclusiv în aer liber. Biletele au fost deja puse în vânzare, iar prețurile sunt cuprinse între 15 și 60 de lei. Joi 3 mai, Mănăstirea Lainici îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Irodion, ocrotitorul așezământului monahal, ale cărui moaște se găsesc aici. Liturghia va fi săvârșită de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, alături de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Această zi adună la oaltă în Sfânta Mănăstire de pe defileul Jiului sute de pelerini din județele Gorje și Hunedoara, dar și din alte zone ale țării. Racla cu moaștele Sfântului Irodion va fi purtată în procesiune în prejurul Bisericii Mari după Sfânta Liturghie. Sărbătoarea se va încheia cu tradiționala agapă frățească, ce va fi organizată în trapeza mănăstirii prin ostenalea părintelui stareț Ioachim Pârvulescu și a întregii obști de călugări. Moaștele Sfântului Cuvios Irodion au fost descoperite cu post și rugăciune după 109 ani de la trecerea sa la Domnul. În data de 1 mai 2011 a avut loc la Mănăstirea Lainici slujba de canonizare a Sfântului Irodion în prezența membrilor Sinodului Bisericii Ortodoxe, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Jurnalul a ajuns la final. Sunt Loredana Sava și ne revedem mâine la ora 18. Vă invit să urmăriți în continuare programele Gorj TV. Să aveți o seară liniștită, numai bine!